Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Președintele Zelenski a rostit un discurs în care spune așa: încă mai credeți că suntem același popor? Că ne puteți speria? Că ne puteți zdrobi? Că ne puteți forța să facem compromisuri? Nu înțelegeți cu cine aveți de-a face? Ce valori ne duc înainte? Cine suntem? Fiți atenți la mine, spune el. Fără gaz sau fără voi? Fără voi. Fără lumină sau fără voi? Fără voi. Fără apă sau fără voi? Fără voi, spune președintele Zelenski. Frigul, foamea, întunericul și setea nu sunt atât de înspăimântătoare și ucigașe ca prietenia și frăția voastră. Istoria le va pune pe toate la locul lor și vom avea și gaz, și lumină, și apă, și mâncare, și toate fără voi. E discursul rostit după victoriile din ultimele trei zile ale armatei ucrainene împotriva rușilor. Ucraina eliberează parte din teritoriul său, eliberează ceea ce rușii ocupaseră, dar până unde pot merge. Iar eu, când vă chem astăzi la dezbatere, vă chem să vedem scenariile, perspectivele și să ne înarmăm cu răbdare și putere, stimați prieteni, căci s-ar putea să nu fie ușor. O să avem parte și de analiză, o să avem parte și de scenarii, o să avem parte și de răspunsul la întrebarea foarte grea: merită susținută Ucraina cu prețul bunăstării noastre? Căci în mare măsură se poate spune că se întâmplă și așa. Imediat o să vă dau întrebările la 0372069599. Atenție, în dezbaterea noastră suntem și pe Facebook și aveți și un număr de WhatsApp unde puteți scrie mesaje sau vă puteți înregistra acolo. Din acest sezon noi le publicăm și pe acestea. 0728-3132, ascultătorii Europa FM îl știu. Așadar, să pornim. Lângă mine este Claudiu Degeratu, care este analist și specialist în securitate internă și internațională. Mulțumesc că ați revenit în studio, domnule Degeratu. Mulțumesc pentru invitație. Explicați-ne în două cuvinte cum arată acum frontul. Ce s-a întâmplat, ca să înțelegem exact? Foarte pe scurt, în Harkov avem repetarea unei retrageri ruse care s-a mai întâmplat în regiunea Kiev, însă gradul de degringoladă este mult mai mare, iar coerența acțiunii sau contraofensivei ucrainiene a crescut spectaculos, pare aproape o operațiune de standard NATO, a unei armate moderne care controlează și câmpul tactic, controlează și spațiul informațional, controlează mai ales aceste, să zicem, zone sensibile legate de comunicarea strategică, foarte importantă în contextul în care trebuie să știm că armata ucraineană este inferioară numeric, dar ultimele două luni ne-a demonstrat că a impulsiona foarte mult pregătirea militară. Se vede diferența pe teren în folosirea armamentului de proveniență vestică și mai ales are o psihologie probabil total schimbată de a avea inițiative pe teren și acest lucru mă aștept să mai continue cel puțin câteva săptămâni. Dar asta înseamnă că va câștiga acest război? Dacă discutăm problema așa mai filozofic, mai teoretic, spre cum se termină acest conflict, eu mizez pe câștigul care să fie de partea Ucrainei. Ok. Ce scenarii sunt aici? M-am uitat în presa occidentală, două posibilități. Ori Ucraina merge și eliberează chiar și Donbasul, să zicem, merge înainte, ori se oprește la granița acestor teritorii. Care e mai plauzibil acum? Pe termen scurt se va opri la granița acestor teritorii, pentru că acolo există un dispozitiv defensiv construit încă din 2014 de către populația rusofonă, de către forțele separatiste. Cred că, de fapt, vom mai avea o altă contraofensivă, dar într-un alt punct de vulnerabilitate, într-o altă zonă, probabil undeva la granița dintre Lugansk și regiunea Herson. Din punctul meu de vedere, mai important este să controleze sectorul de coastă care se întinde între Mariupol și Berdiansk.
Dacă reușește o contraofensivă în această zonă, reușește să spargă, de fapt, continuitatea liniilor de comunicație dintre Donetsk, Lugansk și Herson, ceea ce este important și s-ar putea aceea să fie cu adevărat punctul decisiv, pivotal al evoluției conflictului. Cum va răspunde Rusia? Rusia are prea puține elemente noi pe care să conteze. Va încerca să răspundă în primul rând diplomatic, încercând să cumva să fragmenteze inițiativa și contraofensiva ucrainiană, solicitând demersuri din partea unor țări care să înceapă să promoveze mai mult ideea unui acord diplomatic decât rezolvarea conflictului pe teren. De asemenea, poate să încerce să mobilizeze sau să forțeze mobilizarea mascată, dar cu șanse foarte mici de reușită. Și, bineînțeles, există opțiunea cealaltă majoră de a trece la starea de război și o mobilizare totală cu riscul a populației apte de luptă, cu riscul să și, ca să discutăm direct, să își pună în cap proprii cetățeni care vor fi puși în situația ca de la vârsta de 18 ani până la 50 ceva de ani să fie mobilizați imediat și să fie trimiși pe front. Este scenariul puțin probabil, e cu risc foarte mare pentru Kremlin, pentru regimul lui Putin, dar altă soluție care să ia în calcul variabila că regimul Putin rămâne stabil. Nu exclud să apar și tensiuni în interiorul regimului, probleme legate de loialitate față de Vladimir Putin din partea elitei militare și din partea oligarhilor. Probabil că ar trebui să vedem aceste efecte legate de o disoluție probabilă a regimului Putin în următoarele săptămâni. Dacă această serie de succese militare pe teren ale Ucrainei vor continua, mai ales în alte zone, atunci cu siguranță apar și elementele de lipsă de coeziune, de loialitate față de Putin. Claudiu Degeratu alături de mine, puteți intra în dialog cu el. Mulțumim pentru mesajele voastre scrise sau audio la 0728-3132. Avem, cineva spune așa, clar, da, numai, adică să se poate câștiga Ucraina, numai să nu se implice țările apropiate de Rusia, pentru că abia așteaptă Putin să judece acțiunea. Și mai avem pe Florin Popescu care spune în felul următor, cu siguranță trebuie continuat războiul, iar Europa trebuie să trimită cât mai multe ajutoare Ucrainei. 0372069599. Poate Ucraina să câștige războiul cu Rusia? Ce credeți că se va întâmpla în următoarele luni? Merită susținută Ucraina cu prețul bunăstării noastre? 0372069599. Pornim dezbaterea. Sunt în studioul România în direct alături de Claudiu Degeratu. Marius, mulțumesc pentru răbdare. Salut! Bună ziua dumneavoastră și invitatului dumneavoastră. Să vă răspund la întrebarea dacă merită, da. Eu cred că merită pentru că alternativa care ar fi să vină Rusia la graniță cu noi, cu Polonia, cu Ungaria, poate s-ar bucura puțin domnul Orban, nu știu cât populația s-ar bucura să aibă rușii la graniță. Cred că ar trebui susținuți în continuare, cum au fost susținuți și până acum, poate chiar mai mult. Acum o întrebare, aș avea o întrebare pentru invitatul dumneavoastră. Credeți că există posibilitatea, având în vedere ultimele demersuri ale armatei ucrainiene, să există o lovitură de stat din interiorul Rusiei, având în vedere că am văzut pe multe canale de știri că foarte mulți susținători și canale care susțin regimul Putin au început să facă o gălăgie foarte mare. Pe termen scurt, nu văd o asemenea posibilitate, dar pot estima o creștere a, să zicem, gradului de lipsă de loialitate față de Putin și o disoluție a grupului apropiat. Probabil că asta ar putea să denote și faptul că mai există și alte grupuri decât cele controlate de către Vladimir Putin, grupuri din Rusia care ar încerca să negocieze o alternativă politică, un compromis cu Ucraina, dar care să nu-l ia în calcul toate doleanțele lui Vladimir Putin. Deci,
Cred că această lovitură nu va exista, lovitură de stat, și mizez mai mult pe o eroziune a stabilității regimului lui Putin. Sensibilitatea mare, sigur, sunt aceste centre urbane, Moscova, Sankt Petersburg, unde revolte de stradă sau demonstrații ar putea să dea semnale mult mai clare. Însă, după cum observați, în momentul în care vom avea asemenea, să zicem, demonstrații sau probleme de stradă, Putin va plusa, va avansa cu o mobilizare generală, pentru că în acel moment legea marțială îi dă voie să închidă toate demonstrațiile. Deci cumva da. Este un, cum să spun, va juca destul de pe muche, pe cuțit, orice fel de evoluție surprinzătoare în interiorul federației. Dar ce spuneți dumneavoastră este că soldații pot să și fugă de pe front, ca urmare a acestei stări, de fapt. Da, deci această mobilizare iar permite, de fapt, să instituie acele tribunale marțiale, așa cum există și în cazul sau în cadrul legal al Ucrainei, care, vedeți, că anunță din când în când că trădătorii de pe front sau care nu sunt pe front sunt prinși și judecați. Același lucru probabil se va întâmpla și în Federația Rusă în cazul declarării unei mobilizări generale, care permite, până la urmă, un control și social în interiorul Federației Ruse și un control mai strict pe front. Marius, poate Ucraina să câștige? Că la asta n-ai răspuns. Destul de greu. Destul de greu din punctul meu de vedere, pentru că atâta timp cât ei vor avea victorii în continuare și vor elibera zonele care nu au fost controlate din 2014 încoace și el se va simți și amenințat în același timp din interior, cred că există posibilitatea ca lucrurile să le degenereze destul de grav și deja să treacă să folosească armament greu. Mai greu decât a folosit până acum. Adică, cred că un om disperat, încolțit, fără, în care nu îi se lasă nicio portiță de ieșire, cred că poate face gesturi total necugetate. E greu să câștige Ucraina. Este foarte greu, pentru că nu cred că vor accepta nici cei care sunt împotriva lui Putin efectiv o înfrângere, pentru că ar fi o umilință pentru ei ca popor, nu neapărat al lui Putin personal. Atunci, dar cred că se poate ajunge la un compromis cu alții, nu cu Putin. Mulțumesc tare mult. Un mesaj de pe WhatsApp spune așa că da, nu, că punem greșit întrebarea, că nu este dacă Ucraina poate să câștige, Ucraina trebuie să să câștige pentru a evita pentru întreaga lume alte acțiuni nesăbuite ale Rusiei. Întrebarea este atunci însă cum îl punem pe Putin în poziția de a accepta o pace. Adi, salutare, ești la România în direct, bine ai venit. Salutare și bine v-am găsit. Eu, sincer, sunt optimist. În condițiile unui sprijin occidental constant și îmbunătățit, cu siguranță Ucraina poate să câștige și s-a întâmplat de atâtea ori în istorie. Adică am avut ultima oară tot URSS-ul care a pierdut în Afganistan și mai departe și era tot stat nuclear și atunci și mai departe și Statele Unite, o armată net superioară care a pierdut în Vietnam. Așa că nu e nimic, a ieșit din comun. Singura condiție este să se păstreze sprijinul și unitatea și se vorbește, văd că toată lumea vorbește că oprește Putin gazul. Ok, îl oprește, dar să nu uităm că bugetul Rusiei depinde 40% de hidrocarburi, petrol, cărbune, gaz. Deci dacă îl oprește, da, își taie și el craca. Fii atent că el vinde acum ce mai vinde în China, India sau în alte țări care îi preiau gazul acesta la niște prețuri exorbitante. Deci el chestiunea bugetară a rezolvat-o, pentru că și pe chinez gazul îi costă la fel de mult. Să nu crezi că acolo e extraordinar de ieftin. Dar să ne uităm că el livrează în China 10% decât livra în Uniunea Europeană. 10% și că n-are conducte. Noi nu pot fi gata peste noapte. Bun. Mongolia n-a început să construiască deloc. Deci aici, eu cred că presiunea e pe ambele părți, asistăm la un maraton și care clipește primul, care cade primul jos de oboseală, acela va pierde. Dar eu cred că Ucraina, pentru că nu-și permite nimeni, așa cum a zis chiar președintele Zelenski, nu poți să cedezi în fața unui violator, în fața unui ucigaș, în fața unui criminal, pentru că dacă cedezi un deget, vei rămâne repede fără mână și fără cap. Adică nu există altă soluție. N-ai cum să cedezi, e imposibil.
Explicați. De-a lungul istoriei, state puternice, economic, nucleare, au pierdut războaie fără probleme. Explicați-ne chestiunea gazului, domnule Degerato. Cred că aici dependența este cuvântul cheie în cazul Europei. Din ce vedem în ultimele 6 luni, această dependență energetică poate fi scăzută și s-a demonstrat că poate fi scăzută. De asemenea, Uniunea Europeană a demonstrat că poate să realizeze sau să aibă un efort să realizeze soluții pe termen lung. Discutăm de fapt de după 6 luni, de o reducere a dependenței energetice la nivel european, de constituirea unor planuri naționale de iarnă, de mecanisme de plafonare care s-ar putea să, a prețurilor la gaze, care s-ar putea să afecteze foarte mult inclusiv schimbul de gaze sau vânzarea de gaze a Rusiei către China, pentru că în momentul în care plafoneze în Europa și China va dori să cumpere la o preț mai mic și bineînțeles că asta îi afectează pe cei de la Moscova. Deci părerea mea este că noi suntem pregătiți să intrăm într-o strategie pe termen lung pentru a plăti acest preț energetic. Ceea ce rămâne ca element necunoscut, sigur, sunt aceste chestiuni de politică internă, pentru că trebuie să gestionăm efectele negative, iar astea nu se gestionează la nivel european. România în direct la Europa FM. Bunăstarea noastră a europenilor depinde de negocierile cu Rusia, negocieri economice. E un război economic și dacă Ucraina eliberează teritoriile, de a doua zi Rusia tot nu va da drumul la gaze. Restul, din păcate, sunt vorbe, spune Vilmoș. Da, dar poate nu ne mai interesează atât de mult gazul rusesc. Salutare, Tinu! Merită să dăm bunăstare pe libertatea Ucrainei? Bună ziua, foarte frumos până aici, foarte bună discuția și foarte buni invitații, felicitări. Da, este o părerea mea este doar personală, nu pot vorbi în numele altcuiva, dar aș zice că ar merita să mergem până în pânzele albe. Adică percepția publică este că ne întoarcem cumva în urmă cu 30 și ceva de ani să mai punem o haină pe noi ca să ajutăm o țară care nu ne interesează să câștige un război care nu ne interesează. Dar din punctul meu de vedere trebuie să punem 10 haine pe noi și să mergem până în pânzele albe ca să ne asigurăm că Rusia rămâne acolo unde este, între propriile granițe și nu va mai reprezenta un pericol pentru lumea civilizată. Unde am o problemă este că, da, eu ca cetățean român al Europei, al lumii, sunt dispus la aceste sacrificii. Le-am mai făcut fără voia mea acum 30 și ceva de ani și știu că le mai pot face odată. Dar am o problemă cu managementul acestor sacrificii ale cetățenilor de rând de către autorități. Adică. Și mă refer aici la profiturile absolut obraznice, ca să nu zic mai rău, ale companiilor din energie. Atâta vreme cât nu există, adică guvernele, nu vorbesc numai de România, guvernele se preocupă doar de subvenționare, de ajutorarea cetățeanului, dar în spatele acestor mecanisme imperfecte, companiile din energie fac niște profituri nemai întâlnite, mi se pare incorect, mi se pare o strategie perdantă de la cap la coadă. Atenție! Promit că discutăm asta, facem temă separată și pe mine mă interesează subiectul. Înțeleg ce spui, Uniunea Europeană a dat un semnal clar. Ursula von der Leyen a spus săptămâna trecută, nu? Și a zis, domnule, sunt profituri nejustificat de mari într-unele zone. E foarte adevărat. Pe de altă parte, și piața, pur și simplu, așa cum a fost ea alcătuită în ultimii ani, te-a împins acolo, adică categoric, da, este o piață liberă și să ne aducem aminte că în fiecare război, de la primul război mondial, din istoria pe care o cunosc eu, al doilea război mondial, inclusiv în războiul rece, inclusiv în războaiele din anii din urmă, Irak, Afganistan, au fost
acești îmbogățiți de război. Dar ne aducem aminte foarte bine din istoria României cât s-au îmbogățit de pe urma războiului. Problema este că trăim într-o eră în care se cam află tot. Companiile sunt publice, sunt listate la bursă, trebuie să scrie, să publice rapoartele de venituri și cheltuieli și de profit. Social media lucrează, deci noi acum aflăm când s-au îmbogățit cei cu afacerea Škoda sau Malaxa în timpul celui de-al doilea război mondial sau înainte de cel de-al doilea război mondial, omul de rând, plugarul din Teleorman, n-a știut lucrul ăsta, dar acum noi știe. Acum știe. Dar uite o întrebare, vine de la domnul Marius Paicu, e pentru amândoi, și pentru tine și pentru domnul Degeratu, sunt curios de răspuns. Scrie pe Facebook domnul Paicu: credeți că dacă armata Ucrainei va câștiga acest război în fața Rusiei, și să zicem că va câștiga, ok, prețul gazului și al petrolului se va întoarce la valoarea din 2019-2020? Iată, Tinu, te rog, răspunde tu întâi. Da, eu personal nu cred, pentru că variațiile astea ale pieței, variațiile bruște sunt doar variații emoționale. Variațiile bazate pe fundamentalele economiei nu sunt bruște. Pantele graficelor de la prețului în general la bursele de schimb este mult mai lent. Deci eu mă aștept la o scădere sau mă aștept la o stagnare a prețurilor și o creștere a produsului economic, în așa fel încât să ajungă din urmă aceste prețuri să nu ne mai afecteze atât de tare. Dar nu-mi imaginez o prăbușire imediată, pentru că, în mod cert, nu va relua nimeni cumpărarea de gaze sau de alte baterii prime energetice de la Rusia în următoarele... Da, în următoarele luni după război, așa e, domnule Degeratu? Da. În primul rând că e greu de făcut o asemenea prognoză, trebuie să ținem cont că vom avea un mix energetic probabil diferit la finalul unui asemenea conflict, adică s-ar putea să avem surse de energie alternativă, s-ar putea să avem un reviniment al unor schimburi comerciale, știu, pe resurse energetice cu Africa de Nord, cu alte zone, cu exploatațiile Norvegiei și așa mai departe. Adică e greu de făcut această prognoză, e puțin manipulativ să spui încheiem războiul cu succes împotriva Rusiei, dar uite că nu avem prețuri mici ca pe vremea Rusiei. Adică nu trebuie să... evoluția economică este una de economie de piață. Gaz, vom mai lua vreodată de la Rusia? Vreodată? Mă rog, înțelegeți ce zic, peste 2, 3, 5, 10 ani? Nu, e greu de exclus că nu vom mai avea de acum încolo, pe următorii nu știu câți ani, 20 de ani, relații economice și schimburi de gaz. Părerea mea este că Uniunea Europeană va fi autosuficientă. Mulțumesc tare mult, Tinu. Octavian, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, bine v-am găsit, dați-mi voie să salut și pe domnul general Degeratu. Nu e generalul, sub locotenent în rezervă, e o coincidență de nume. Da. Bun. Haideți să vă zic așa, că eu de fiecare dată fac lucrul ăsta, vă mai spun o dată biografia invitatului meu. Este sociolog, are un doctorat la Universitatea Babeș-Bolyai cu teza Profilul strategic NATO și pivotarea spre flancul estic după anexarea Crimeei. Este expert în securitate națională și internațională. Între 97 și 2010 a lucrat în Ministerul Apărării și a ocupat funcția de șef al secțiunii de apărare din cadrul delegației permanente a României la NATO la Bruxelles, profesor asociat la Facultatea de Administrație și Afaceri, Universitatea din București. Iată. Și fără grad de rudenie, cu tizul meu, generalul Constantin Degerat. Cu specializare totuși în chestiuni militare. Octavian, revenim. Oricum, o expertiză care este bine de folosit atât în această emisiune pentru a înțelege și noi, ascultătorii de rând, dar și de folosit în toată politica geostrategică a noastră, a României, pentru că avem nevoie de astfel de persoane. Ok, te ascultăm. Și revenind, pornind puțin de la ceea ce a discutat, felul în care a pus problema antevorbitorul meu, într-adevăr, în energie se joacă o carte foarte mare la acest moment, însă, ajungând la întrebarea cu care ați început dumneavoastră emisiunea, dacă merită să ne sacrificăm noi acest nivel de trai la care am ajuns în ultimii ani.
Cred că vrem, nu vrem, trebuie să-l sacrificăm, tocmai datorită faptului că economia a ajuns la acest nivel de globalizare, la acest nivel în care totul este interconectat. Nu putem să desprindem niciunul dintre evenimentele de pe mapamond de ceea ce înseamnă evenimentele noastre locale. Nu putem desprinde la fel de bine, eu știu, bursa de la București de bursa de la New York. Deci, într-adevăr, trebuie să riscăm, trebuie să sacrificăm, pentru că momentul în care noi vom renunța la tot ceea ce înseamnă, cum să spun, confortul nostru, atunci avem un cuvânt greu de spus. Aha. Interesant punct de vedere, dar uite, sunt oameni pe Facebook care spun în felul următor. Da, vă rog. Cred că e foarte bine. Aceste remarci au fost, cred că sunt importante dintr-un punct de vedere clar legat de evoluția Uniunii Europene. Adică noi, înainte de război, anul trecut, pe vremea asta, discutam de nevoia ca Uniunea Europeană să fie actor geopolitic. Nu poți să fii actor geopolitic dacă ești dependent 45% energetic de către Federația Rusă. La fel, nu poți să reziști la o competiție globală și la o economie integrată dacă ești dependent energetic de zona rusească. Și cred că domnul Octavian a spus foarte, foarte bine aici. Conectarea aceasta, să știți că nu o să fie doar, cum să spun, statică, așa cum o știam acum 2-3 ani. După părerea mea, ne confruntăm și cu un proces de deglobalizare. Adică suntem, din punct de vedere economic, am mai discutat cu experții, cred că suntem și într-un moment în care se reconfigurează aceste piețe, nu doar energetice, nu doar, de exemplu, restul. Piața IT-ului, uitați-vă, plan de 50 de miliarde făcut de Statele Unite pentru a înființa fabrici de chipuri în Statele Unite. Nu, noi discutăm acum de a bloca orice fel de acces a Federației Ruse la subansamble pentru producția de armament. Adică e un război mai amplu. Dar foarte multă lume traduce așa, și eu vă spun de pe Facebook. Dom'le, da, știți că discutăm chestiuni de geopolitică, chestiuni de supraviețuire a Ucrainei, dar bunăstarea noastră cum arată? Românii mai au putere să cumpere mâncare? Vedeți, Octavian, pentru foarte multă lume... Aici. Îmi cer scuze. Aici cred că trebuie să privim și faptul că acest război este un război asimetric. Este un război care se desfășoară cu totul altfel decât ceea ce am învățat noi din manuale de istorie. O spunea foarte bine, cred că primul vorbitor din această emisiune, că ceea ce se întâmplă acum se transmite în mod direct, în mod real, și va afla instantaneu cel care trăiește în Taylor. Nu așa cum era acum 60 de ani, când informația ajungea la el prin intermediul ziarului la cine știe ce interval de zile. Însă, trebuie să privim faptul că, în altă ordine de idei, tot răul cred că este spre bine, pentru că acest conflict și asimetria pe care o are el ne-a făcut pe noi, pe noi mă refer aici ca Uniunea Europeană, dar și celelalte și ceilalți poli de putere pe harta geopolitică, să căutăm alte soluții. Foarte bine ați amintit mai devreme de faptul că apare planul acesta de investiții în piața semiconductoarelor și a microchipurilor în spațiul american. Ar trebui să aruncăm puțin o privire și la conflictul mocnit, dar care este totuși între China și Taiwan. Taiwan fiind la acest moment cel mai mare dezvoltator de microchipuri din lume. Deci trebuie să privim puțin în ansamblu, trebuie să tragem puțin capul de aici, din zona estică, și să privim pe ansamblu. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Nivelul nostru de trai ar fi trebuit să-și urmeze linia ascendentă, ne spune cineva pe WhatsApp. Nu este corect să ne întoarcem în sărăcie, în frig și foame. De ce plătesc întotdeauna oamenii simpli pentru ororile gândite și puse în aplicare de către cei care sunt la conducerea statelor? Radu, salutare, ești la România în direct. Radu, nu știu dacă ne auzim. Da, Dragoș, bine ai venit la România în direct, 0372069599. Te ascultăm. Bună ziua. Prima dată când vorbesc la dumneavoastră,
Aș avea două chestiuni de spus. În primul și în primul rând, legat de subiect. Ucraina clar are șanse să câștige atâta timp cât va primi armament din vest. Însă, problema mea este următoarea. Nouă, ca și națiune, ne este frică de Rusia, pentru că noi, militar, suntem varză. Noi, în anul 2022, avem încă sute de tancuri T-50, da? Generație din... Prima generație de tancuri apărută de după al doilea război mondial, ca să înțelegem rahatul în care ne aflăm. Taburile din anii 60, 70, 80, copii după taburile sovietice vechi. Avem amărâtul ăla de TR-85M1, care e o struță cămilă între T-50 și T-70-uri, și modernizat în anii 90 cu tehnologie de la Thales. Am pus și noi acolo, senzori mai moderni. Asta da. Este stadiul. Nu mai vorbesc de pușca mitralieră, de kalașnicovuri, de dotările. Ideea e că nu ne apărăm de unii singuri, nu? Adică, în caz de Doamne ferește, după cum vezi, nu să ne batem noi cu Rusia, doar noi. Mai vin unii lângă noi, nu? Corect, adică... corect. Dar nu aici vreau să ajung. Eu vreau doar acum să descriu situația armatică care este absolut jalnică și vreau să-l rog pe domnul invitat, în numele tuturor ofițerilor și generalilor care acum se perindă pe la televiziuni și vai, fac analize și cât de deștepți sunt ei, cum de-au permis armatei române să se ajungă în rahatul în care se află. Da, și unde nu le este rușine să apară public. Cuvântul ăsta așa, dar accentuați pe el. Nu-i nevoie. Și de, ba da, pentru că în Afganistan au murit soldați români pentru că săreau în aer 10 de metri pentru că erau în taburi vechi. Și am stat cu mâna întinsă la americani, s'il vous plaît, monsieur, că nu, eram scandalizați, dar am stat ca cercetori să ne dea niște MRAP-uri, ca să nu mai sărim în aer, să nu ne mai moară soldații. Și după ce am primit MRAP-urile alea, n-au mai fost cazuri. Bine, ce a fost pe la trupele speciale, că ăia chiar s-au bătut cu talibanii pe acolo, exact cum vezi în filme, asta e partea a doua. Stai o secundă, că poate capeți și un răspuns la chestiunea asta. Da, eu asta sunt interesant, pentru că toți generalii care apar la televiziuni, nimeni nu vorbește de dotarea. Eu am un răspuns simplu. Acum domnul Degerat o să-l dea pe la mai complicat. Eu zic, costă. Au mai discutat acum, inclusiv fost șef de stat major, au mai dat interviuri, toți ne-am manifestat nemulțumirea față de gradul de înzestrare și dotare al armatei și nu numai față de înzestrare și față de reformă în general. Eu, mă rog, nu mă feresc să spun că nu putem să facem înzestrare fără o reformă armatei. Și dacă ne uităm la exemplul armatei Ucrainei, vedeți că se ridică aceeași problemă. Dăm sisteme moderne, dar cum să le folosim optim și eficient. Vedeți, această problemă a apărării este una eminamente politică. Trebuie să fim foarte realiști. Sigur, soluțiile militare sunt, nu știu, le punem pe o, nu pe o, facem o listă cu 100 de soluții militare, iar sfera politică decide 3 priorități din cele 100. Am o rugăminte, nu aruncați chestia asta doar pe politic. Politică clar sunt niște trădători, mai de mama lor. Dar generalii, faptul că ei stau cu capul plecat în fața unor politicieni, faptul că nu există acțiune prin asociațiile de soldați care sunt în rezervă. Nu știu, să nu iasă ei. Bun, că știu că există o regulă că soldatul nu are voie să proteste sau ceva, dar soțiile lor, nu știu, să existe acțiuni care arate, dom'le, nu se mai poate cu tutarea asta. Ne omorâți soții în pace, în timp de pace, pică avioanele, pică elicopterele, n-au frâne camioanele și pică Dragoș, hai să continui puțin ca să nu rămânem doar într-un monolog. Cred că mai, mă rog, ești în asentimentul meu că până la urmă acest dialog se face altfel într-o armată NATO în care nu putem să ieșim în stradă ca în ianuarie 1990, cum a fost dat jos ministrul militar, dacă se mai aduce aminte. Da, atunci a fost singurul moment în care s-a întâmplat cam ce gândești tu, adică să ne strigăm unul altul spre Palatul Victoria toate nemulțumirile. Aceste discuții, aceste observații, solicitări, ele sunt stabilite, să nu-ți faci iluzii că nu există un punct de vedere al unor ofițeri superiori. Există, este luat în calcul de către partea politică, nu
numai că partea politică decide și, după cum vezi, dacă decide că bugetul apărării stă 15 ani la 1%, atunci sigur că lucrul ăla de 1% ai apărare, nu ai de 3%, cum are Polonia și așa mai departe. Deci, părerea mea este că o armată NATO trebuie să... Dragoș, discute aceste priorități la un alt nivel. Mulțumesc tare mult, Dragoș. Promisiunea mea e că ne întoarcem la acest subiect. Am vorbit la un moment dat, dacă țineți minte, în acest război. Dom'le, ce capacitate are România să facă lucrurile astea? S-a dovedit și atunci prin mărturile voastre și bănuia la mea că Dragoș era angajat în MAPN sau a lucrat acolo. S-a dovedit că nu sunt lucrurile tocmai în regulă. Ne îndreptăm către finalul acestei ediții de România în direct. Laurențiu, salutare, bine ai venit la noi. Bună ziua. Legat de contextul crizei energetice, mă întreb de ce organele politice, de ce politicul nu vrea să dea drumul la programele pentru panouri fotovoltaice Casa Verde, pe motiv că există bani prin PNRR, s-au dat niște bani pentru unitățile administrativ-teritoriale, dar pentru persoanele fizice sunt niște cozi de așteptare enorme. Cred că... momentul de față se discută problema de 2017, cei care au făcut cereri în 2017. Ar fi o chestie foarte interesantă dacă s-ar marja puțin pe această temă. Da, am notat, știm lucrurile astea, adică e o discuție pe care o vom purta și știu că săptămâna trecută a fost aprobat un nou lot de dosare, cred că mi-a trecut o știre pe sub ochi. Da, care dar sunt dosare din 2017, 2018, pe 2022 a promis AFM-ul prin ministrul mediului că se va da drumul în aprilie la o nouă tranșă pentru 2022, au amânat-o în iunie, au amânat-o la începutul lui septembrie, spunând că va fi o chestie mai simplificată. Sunt de acord cu tine. Aici aș zice că statul român suferă și de sărăcie și de incompetență. N-aș vrea să mai cred că e vorba de ticăloșie aici. Sunt bani foarte mulți veniți prin PNRR pentru această treabă și nu se distribuie, ca să zic așa mai concret. Asta ar rezolva dilema pe care o avem în față? Ar rezolva foarte multe probleme pentru foarte multe persoane, pentru foarte multe familii, care în momentul de față sunt într-o expectativă, nu se știe ce o să fie la anul când se vor termina aceste compensări și plafonări și așa mai departe. Deci dacă nu se iau niște măsuri din timp, vom ajunge la anul pe vremea asta în care... Va fi curent sau vor fi gaze și nu vom avea cu ce să le plătim. Asta e foarte posibil pentru că bănuiala mea și explicația pe care ați primit-o și acum este că nu, prețurile nu vor coboră. Nu, e foarte simplu. Gândiți-vă că vom avea, să zicem, eu știu, 10.000 de familii care se autosusțin prin sistemul alternativ, nu, să zicem, fotovoltaic. Sunt 50.000 care vor trebui să plece de la o companie de distribuție a energiei, nu? Și atunci pierderile pe această mare companie se vor traduce în influență politică. Deci este acest echilibru și tranziția aceasta energetică, că, sigur, eu nu sunt expert, dar mi-am dat seama că această tranziție înseamnă, de fapt, pierderi într-o parte și câștiguri în altă parte. Mă refer la două sectoare diferite, distribuție clasică și cei care sunt pe surse alternative. Laurențiu, îți mulțumesc. Avem un minut la dispoziție, domnule Claudiu Degeratu. Cu ce concluzie plecăm? Unde duce această contraofensivă și în ce situație ne va lăsa pentru iarna aceasta? Duce la o consolidare a strategiei, să zicem, ofensive a armatei ruse, a armatei ucrainiene, mă iertați. Din punct de vedere al iernii, probabil că efectul cel mai important negativ va fi asupra armatei ruse, care e pe un teritoriu străin. Armata ucraineană e pregătită, este pe propriul teritoriu, probabil că are mai multe aturi să continue această contraofensivă și în alte regiuni. Mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc și pe mesaje. Ne reauzim mâine la aceeași oră. Asta a fost România Direct de astăzi. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă!
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.